Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre Ondo Finance. Un like, un subscribe mă ajută foarte mult și vă mulțumesc. Ce este Ondo Finance? Păi, este o monedă recent lansată pe mai multe exchange-uri de câteva zile, doar astăzi am reușit să-mi fac timp să filmez videoul. Cine vrea să îl vadă în avantpremieră știe ce are de făcut. Cine îl vede în februarie, ce să zic, v-ați calicit pentru 10 lei. Dacă doriți să mă susțineți. Vă mulțumesc anticipat. Acum să trecem la ce cred că vă interesează pe voi, Dane, ce este Ondo Finance. Păi este un proiect. Îi spun că construiesc noua generație de infrastructură financiară, astfel că să îmbunătățească eficiența de pe piețe, transparență și accesibilitate. Până la urmă, este pe nișa de Real World Assets. Asta trebuie să vă intereseze pe voi, RWA. Și așa, în particular, pe partea de obligațiuni, pentru că și Real World Assets sunt mai multe nișe. Și cu ce să încep, hai să vă zic, hai să vedem ce este, de fapt, Ondo Finance. Deci, Real World Assets este un termen care e așa la modă în ultima vreme și, de fapt, ce înseamnă, facilitează capitalul între traditional finance, adică TradFi, și tot ce înseamnă decentralized finance, adică DeFi, piețele de care suntem noi obișnuiți. Acum, din punctul meu de vedere, Ondo Finance ar trebui să fie așa pe radarul vostru. Vă recomand și vouă să vă faceți propriul research. Și acum, ce este Ondo Finance? Păi este o platformă financiară descentralizată care este focusată pe organizarea de real world assets și cu ajutorul puterii blockchain-ului ei vor să creeze o infrastructură pentru investiții care să fie transparentă, eficientă și accesibilă către clienții instituționali. Deci nu pentru noi, ci pentru clienții mari, pentru smart money. Și acum ei vor să fie în esență o bancă tradițională on-chain pentru instituții focusat pe real world assets. Acum hai să vedem ce produse financiare are, adică se vor realiza pe Ondo Finance. Sunt două tipuri de produse. Avem Liquidity as a Service, LAS, și Structured Products, celălalt produs. Acum hai să le luăm pe rând. Liquidity as a Service este un concept prin care cei de la Ondo Finance asistă toate aceste proiecte care își lansează tokeni pentru a crește lichiditatea pe exchange-uri descentralizate. De asemenea, sună foarte complex de tradus și atunci cei care emit acești tokeni câștigă fiuri din tranzacții și ajută la evitarea tot ce înseamnă pierderi și capital. Foarte complicat de explicat, dar până la urmă ei au și renunțat între timp la acest produs și se focusează doar pe structure products și atunci asigură investitorilor care vor să depoziteze fonduri pe Ondo cu o dobândă fixă, acces la mai multe piețe. Acum vedem aici cum arată structura lor de care va fi pe Ondo Finance. Avem partea de subscription, partea de redemptions și cum merg din una în alta, pe inclusiv pe aceste volturi, Ondo USDC ETH Volt, Ondo USDC ETH Volt și în partea cealaltă. Până la urmă sunt mai multe roluri care le vor avea cei care vor investi în tokenul Ondo. Avem aceste roluri, ar fi Panic, Guardian, Creator, Strategist, Deployer, Strategy, Vault și așa mai departe. Acum, până la urmă, pe ce vor miza ei, asta ar trebui voi să știți, pe lângă acea exprimare care e foarte pompoasă și nu mi-a ieșit nici mie cum trebuie, ei vor miza pe partea aceasta de obligațiuni. Și aici vedem și echipa proiectului, ca să vă interesează.
Sunt 22 de membri importanți, majoritatea sunt cu experiență în partea financiară tradițională și pe DeFi. Acum, cele mai importante nume ar fi Nathan Allman, acesta e fondatorul și CEO. El a fost la anumite fonduri, cum ar fi Chain Street Capital și Prospect Capital Management. A avut și o poziție de conducere ca și de Digital Asset Manager la Goldman Sachs. De seama, toată lumea știe de această bancă. Și Justin Schmidt, ăsta este Chairman CEO, ăsta tot așa a avut experiență pe partea financiară, a avut rolul la Merrill Lynch, a fost vicepreședinte, a fost partea aceasta de management de portofoliu la World Quant LLC, foarte multe chestii, fonduri mari. Acum, până la urmă, investitorii sunt aceștia, Pantera, Bixin, Chapter One, CMS, Coin Fund, Digital Currency Group, Divergence, Genesis și Protoscale Capital, dar mai sunt și alții, vi arăt imediat, inclusiv cei de la Coinbase au investit în proiect, hai să vă arăt unde și apare, uite aici, au strâns 24 de milioane de dolari în total și aici Coinbase Ventures, au uitat cei din acel articol să-l se menționeze, e foarte important, de seama, vă arăt imediat și de ce. A investit și aici se văd mai multe runde. Hai să revenim. Acum, tokenul va avea ticker-ul ONDO, o să fie 10 miliarde de token, initial supply va fi aproape 14,3%, copiază oarecum celelalte proiecte care s-au lansat și aici vedem și cum a fost, cum sunt alocările, 4% public sale on coinlist option 1 pentru că s-a lansat pe coinlist, 1% public sale on coinlist option 2. Mai avem 10% Series A, 3% Seed Round, DAO 82% din supply și acum vedem și așa în detaliu cum despre proiect, despre token. Acum hai să revenim totuși pe prima pagină pe site-ul lor. Sau hai să vă zic ceva tare, să nu vă las să așteptați prea mult. Va fi lansat inclusiv pe Coinbase. Vedem aici anunțul lor făcut recent. Uite și aici pe contul lor de Twitter, în 17 ianuarie, ei spun că au pus pe roadmap-ul lor, cei de la Coinbase, să listeze tokenul Ondo. Momentan nu este pe Coinbase, este doar pe KuCoin și încă câteva exchange-uri. În caz că n-aveți KuCoin, ați văzut că am și eu un link în caz că vreți să vă faceți cont, nu vă obligă nimeni. Acum putem închide chestiile astea, hai să revenim. Deci, până la urmă, ei se vor ocupa de obligațiuni și avem deja. Se și văd deja cât avem, deja total value locked, avem 66,19 milioane de dolari pe acest USDY și o să aibă un yield de 5,1. Avem pe partea aceasta de trezorerii din America, 4,69% este API-ul și avem 117 milioane total value locked și partea aceasta OMFF, US Money Markets, 4,73%, aici este cu Coming Soon. Mă cred să văd dacă mai sunt și altele, nu mai sunt. Acum ei se laudă cu Coinbase, cu Pantera ca și susținători. Dai seama că e foarte important din punctul meu de vedere să iei în spate pe cei de la Coinbase. Acum nu vreau să stau prea mult pe cine sunt cei care au investit în ei. Până la urmă, ei spun că au parteneri excepționali, au asset-uri superioare și tot ce servicii de cea mai mare clasă, ca să zic așa. Hai să vedem Getting Started. Ce găsim aici? Deci găsim foarte multe informații, mai ideal ar fi să citiți și voi. Avem aici produsele lor, General XX Products, avem aici pe partea de obligațiuni, avem USDY Basics, avem despre stablecoin-uri, avem foarte multe informații până la urmă. Ei ce vor să facă? Vor să recreeze ca smart money, ca companiile mari, să investească în obligațiuni direct pe blockchain, direct prin cripto. Să nu te mai duci să cumperi obligațiunile US, poți să le cumperi direct de pe blockchain-ul Ondo și atunci cumva se tokenizează obligațiunile pe cripto. Acum vedem aici mai multe secțiuni, vedem și aici cu acest US Dollar Yield.
Vedem aici total value locked. Este o, cum am zis, USDY, este o obligațiune tokenizată care în spate are obligațiuni pe termen scurt ale Americii și inclusiv depozite ale băncilor. Și atunci este acest USDY este accesibil tuturor care nu sunt din America și investitori instituționali și poate fi transferată on-chain, vă dați seama, e pe cripto. Aici vedem și toate documentele, inclusiv pe partea de reglementare, faptul că sunt compliance, vă dați seama, nu își permit să vină cu ceva care nu este compliant. Și aici vedem și yield-ul de unde vine, cum se realizează, faptul că este sustenabil, sunt fiuri transparente. Până la urmă, partenerii pe partea aceasta ar fi Morgan Stanley, First Citizen Bank și StoneX. Aici vedem momentan ce dețin ei. Au 47,62% din acest DeFi, care este și este la Morgan Stanley US Treasuries. Mai avem 18,52% la Morgan Stanley, tot așa. Le vedeți aici yield-ul estimat. Până la urmă, asta vrea să facă Ondo, vrea să aducă obligațiunile pe blockchain, cum vedem și aici foarte multe secțiuni și documente, lending și așa mai departe. Până la urmă, hai să vă mai arăt ceva. Merge pe contul lor de Twitter și deja s-au lansat pe Ethereum, pe Solana, era aici, pe Injective. De asemenea, încep să fie pe tot mai multe blockchain-uri lansate ca să facă integrările. Și până la urmă, hai să revenim pe site-ul lor, pe contul lor de Twitter. Și ce vedem? Faptul că ei își prezintă faptul că s-au lansat recent, acum 2 zile, pe KuCoin, pe Crypto.com, pe mai multe exchange-uri. Avem și un articol legat despre Real World Assets de la Citra Bankless, care sunt așa caz că știți, un cont foarte mare de YouTube, care e focusat pe ecosistemul Ethereum. Acum avem și tot felul de repostări. Aici domnul Jeff Morris, el spunea că în 2021 s-a întâlnit cu fondatorul acestui proiect care atunci a plecat de la Goldman Sachs și îi spun că după câțiva ani Ondo Finance este cel mai important startup pe partea aceasta de real world assets din acest spațiu și el e fericit că este backerul lor din prima zi și acum aici se văd produsele care ați văzut și pe site. Până la urmă, ca să nu dureze foarte mult videoul, voi trebuie să înțelegeți ce vor ei să facă cei de la Ondo. Faptul că mizează pe partea aceasta de obligațiuni, de trezorerie, este o nișă care, uitați că se și vede unde sunt available deja aceste. Ei, asta e nișa lor. Prin urmare, dacă ne uităm, aveam undeva salvat, trebuie să văd unde le aveam. Hai că am găsit, aveam salvat, în caz că vreți așa în detaliu, ca o hartă pentru tot ce înseamnă Real World Assets, LWA, pe mai multe paliere, avem partea de stablecoin-uri, aici ar fi Tether, USDC, le vedeți toate aici, partea de private credit, avem Maple, aici sunt mai multe proiecte, iar partea de trezorerie, uitați-le aici, este proiectul Ondo și ca să vedeți voi, să înțelegeți dacă există sau nu potențial pentru acest domeniu de real world assets. Mai aveam o poză salvată cu estimarea de creștere pe partea aceasta de obligațiuni tokenizate și vedem că din martie 2023 până în iulie, sau nu, de unde, hai să nu zic o prostie, din ianuarie 2023 până în noiembrie 2023, conform acestui raport de la Aret Capital, am avut deja 6x creștere pentru ce înseamnă obligațiuni tokenizate pe cripto. Și acum când uităm pe ca și proiecte blockchain pe care sunt tokenizate aceste obligațiuni, pe Ethereum sunt 57%, Stellar 40% și celelalte sunt mai mici. Și acum hai să revenim. În caz că nu vreți să investiți așa în proiecte individuale, poate nu vă place Ondo, poate nu vă place Maple sau alte proiecte, în caz că vă interesează, puteți merge direct pe magazine de scule, cum zic eu, și vedem cele mai importante pe partea aceasta de tokenizare, real world assets, ar fi Ethereum, Base, Stellar, Gnosis, Avalanche, Algorand, Polygon, Optimism, Arbitrum, Mantle, Celo, Binance, Cardano,
Kanto, Ripple și Solana. Prin urmare, aceasta este prezentarea așa scurtă și la obiect despre acest proiect. Momentan pe grafic arată foarte pompat, nu mă ating de el. Mie îmi place acest proiect, mai ales că iau în spate și pe cei de la Coinbase. Faptul că va fi lansat și pe exchange-ul Coinbase, dă seama că acolo este cel mai reglementat exchange din spațiul crypto, va ajunge inclusiv pe piața americană, dar nu o să investesc foarte mulți bani, o să investesc foarte puțin ca și procent din portofoliul meu. Eu rămân în continuare pe partea asta mai safe, prefer să investesc în chain-urile cum aici Solana, Ethereum și așa mai departe, pe care se lansează multe proiecte și mai puțin așa pe nișe, dar nișa asta pare interesantă în long term. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne auzim în următoarele videouri.